Al doilea haul din America. Device-uri, accesorii, chestii de laptop și altele. Nu sunt la fel de multe ca cele de beauty, dar hai să încep. Hello, hello! Am revenit cu al doilea haul din seria aceasta cu cumpărături luate din America. Și motivul pentru care fac acest videoclip cu device-uri, accesorii și tot felul de chițibușuri este pentru că voi l-ați votat pe Instagram. În stories, ca să fiu mai exactă, am făcut acolo un top, iar primul a ieșit cel de beauty pe care probabil l-ați văzut deja, iar în cazul în care nu vă las un link aici, un card. Al doilea a ieșit acesta și al treilea a ieșit cel de fashion, deci și cel de fashion va urma în curând, stați pe aproape. Și hai să începem cu lucrușoarele, pentru că eu le-am deja pregătite aici, probabil vedeți așa puțin tel. Și o să încep cu chestia care cred că m-a costat cel mai mult, o poală de bani, adică. Mi-am luat un telefon, mi-am luat iPhone 14 Pro, fiind în America atunci când s-a lansat, l-am așteptat, l-am pândit și abia l-am găsit, abia l-am putut lua, pentru că nu mai aveam nici foarte, foarte mult timp la dispoziție să-l luăm. În orașul unde locuiam noi și unde lucram nu aveam magazin Apple fizic, dacă comandam online îi lua o lună ca să îmi ajungă. Pentru că știți voi cum e toată treaba asta cu preordere și comenzi și aștepți și așa mai departe. Și ideea este că apărând atunci, toată lumea îl voia, cel puțin americanii sunt înnebuniți. La noi nu e chiar așa de, nu știu, așa mare zarvă să zic. Deși și în România multă lume preferă Apple și iPhone-urile în general, însă acolo e nebunie, acolo efectiv se bat pe ele. În magazin n-avei loc să respiri, pe site degeaba intrai, pentru că de la secundă la secundă toate stocurile se schimbau și așa practic nici nu prea ajungi să pui mâna pe unul. Și faza a fost în felul următor, mi-a fost destul de greu să pun mâna pe el și pentru simplu fapt că îl voiam neapărat într-o nuanță de gri. Varianta disponibilă pentru telefonul pe care mi-l doream eu și anume iPhone 14 Pro și uite că nu scrie aici nicăieri, este nuanța Silver, știți că ei mai au și Space Gray la laptopuri, de exemplu, și așa mai departe, dar la telefon mi-am luat varianta pe Silver și mi-a fost foarte, foarte greu să dau de el și să-l găsesc disponibil pentru că l-am vrut pe cel de 1 tera. Adică să aibă foarte multă memorie, pentru că persoana asta are nevoie de foarte multă memorie pe telefon, ținând cont că îmi folosesc telefonul și la muncă și să fac chestii legate de YouTube și social media, plus chestiile personale, plus o grămadă de aplicații pe care le folosesc și care îmi sunt indispensabile, așa că am zis că dacă tot investesc într-un telefon nou, să-mi iau ceva cu memorie mare. Eu aveam înainte un iPhone 7 și îl aveam de, cred că aproape 6 ani, cred că se făceau în februarie sau în martie 6 ani. Deci aproape 6 ani l-am ținut pe acela și pe acela când l-am cumpărat a fost tot nou, doar că la momentul de față, chiar dacă mai merge, nu-l mai pot folosi în scopul în care vreau eu să-l folosesc telefonul, așa că pe lângă faptul că îmi doream un telefon nou, a venit și necesitatea cumva la mijloc și acest lucru m-a determinat să dau atâția bani pe un telefon nou, dar sunt de părere că atunci când vine vorba de tehnologie, indiferent că e vorba de chestii din astea, gen telefon, laptop, fie că e vorba de electrocasnice, de bucătărie sau alte lucruri prin casă, mi se pare că mai bine investești mai mulți bani pe ceva ce îți dorești sau ceva care să-ți satisfacă nevoia și îl ții o perioadă îndelungată decât să cumperi fiecare an altceva nou, pentru că, nu știu, așa e moda. Nu, eu nu sunt genul care se aruncă așa după modă, așa că, da. Telefonul, stați așa că aici în cutie, a venit într-o cutie clasică, în cazul în care aveți iPhone știți, arată cam așa și hopa, și practic a venit doar cu cablul. A trebuit eu să-mi cumpăr adaptor pentru că și dacă îmi cumpăram de acolo din America nu mi se potrivea la prizele din România, așa că acolo provizoriu am avut încărcătorul de la laptop pe care am putut să-l folosesc pentru că se potrivea, dar acasă mi-am cumpărat și adaptor. Însă doar cablul a venit în această cutie și am și telefonul aici lângă mine,
arată cam așa, îmi pare rău, dar nu se stinge ecranul de tot, pentru că așa vine această variantă. El arată cam așa, cu siguranță dacă căutați, nu știu, imagini pe Google cu telefonul, o să-l vedeți mult mai bine decât ce vă arăt eu aici, însă este varianta pe silver și varianta aceasta de silver de la 14 Pro, să știți că este mult mai deschisă față de telefoanele anterioare. Vine cu 3 camere, cu care încă, apropo, încă nu m-am obișnuit. L-am tot testat în ultima perioadă pe partea de foto-video și încă nu știu ce variantă îmi place de filmat sau de pozat, încă sunt așa între și îl tot testez, însă în schimb pe partea de memorie, pe partea de calitate, pe partea de aplicații și tot ce folosesc eu e Bridge. Este Bridge. Iar partea de video cinematic iarăși este foarte, foarte faină și cu timpul, după ce o să mă obișnuiesc mai bine și nu neapărat de obișnuit, ci să văd mai mult ce prefer eu din funcțiile lui, atunci cred că o să fim super, super bine. Și pentru că mi-am luat telefon nou, evident a trebuit să îmi cumpăr și niște accesorii, chestii esențiale, să zic așa. Așa că mi-am luat o husă transparentă. Este o husă cu MagSafe, adică, vă arăt direct pe telefon pentru că o am aici pusă. MagSafe este chestia asta de aici, care practic asigură conexiunea între telefon și ce vreau eu să atașez pe husă. Adică dacă vreau să atașez portofelul lor în mi, dacă vreau să atașez baterie externă, dacă vreau să-l încarc printr-un încărcător din acela special prin wireless, acest MagSafe asigură conexiunea aceasta între ele și bineînțeles este așa clear, este transparentă, este din silicon și am luat-o de pe site-ul de la Apple. Mai am încă o husă, tot în direcția aceasta, doar că este pe roz și pe aceasta o să o desfac să vă arăt pentru că cred că în curând o să mi-o pun pe telefon, îmi place mult mai mult asta pe roz și să știți că aveau și alte culori, însă, nu știu, pentru moment am ținut-o pe cea transparentă, doar ca să mă obișnuiesc altfel telefonul sau, nu știu, mă rog, dar cea roz este așa, pe lângă faptul că are un roz deschis, foarte, foarte plăcut și, practic, nuanța mea preferată. Ce îmi place la această husă este că în interior vine cu un fel de material, aș spune eu, ca un fel de catifea ceva, o chestie foarte interesantă, care protejează telefonul, e foarte faină și la atingere și, bineînțeles, și această husă are MagSafe incorporat. Nu știu cât de bine se vede pe această culoare, dar știți voi, cercul pe care vi l-am arătat mai înainte. Foarte faină husă, îmi place și, nu știu, și prezentarea, cum au venit ambalate și protejate și efectiv tot cu instrucțiuni, cum să le puneți pe telefon și da, să știți că chiar dacă pare a fi un lucru banal cum să-ți pui husa pe telefon, în special la iPhone-uri, ținând cont că este acel butonaș în lateral de unde poți să dai telefonul pe silențios, acel butonaș este destul de sensibil și dacă nu respecti cumva cerințele și pașii atunci când puneți o husă rigidă pe telefon, este posibil să vi-l stricați. Așa că, nu știu, cumva prezentarea la huse, cum au venit cu pași așa mai departe, mi s-au părut top. Și aici mă refer strict de servicii. Bun, hai să trecem mai departe. Fiind telefon nou, evident că am avut nevoie și de o folie. Folia este luată tot de pe Apple. Aici în țară am văzut că nu sunt atât de multe chestii pe site-ul Apple România, dar acolo, fiind cumva mama lor, America fiind mama brandului, să zic așa, aveam mai multe chestii. Astfel încât pe site-ul celor de la Apple găsești parteneri oficiali cu care colaborează Apple și doar pe site-ul lor găsești anumite produse. În orice caz, mi-am luat tot de pe site de acolo și o folie. Este o folie din aceea care nu permite să se reflecte lumina în ea. Nu știu, Andrei a încercat să îmi explice mai mult că aceasta este mai bună față de altele, dar pe mine nu m-a interesat decât să am o folie. Și este pe telefon și să știți că protejează foarte, foarte bine. Este o folie de sticlă și stați așa să vedeți, să vă arăt de fapt o chestie super mișto pe care n-am văzut-o în România sau cel puțin nu am văzut-o la alte branduri. Posibil să existe dar, și să nu știu eu de ele, dar vreau să vă arăt un pic cum a venit acest kit.
Practic era așa o cutie înăuntru, stați așa, pe care scria diverse chestii, dar aceasta se ridica așa, aici. Aveam acel șervețel special ca să pot șterge ecranul, însă aici era efectiv un suport în care îți puneai telefonul. Nici nu știu cum să vă arăt mai bine, stați așa că evident că a văzut. Practic este un suport aici de plastic cu un elastic. Aici era pusă folia de sticlă și cumva după ce îți fixai telefonul foarte bine aici, veneai doar cu această folie peste, pur și simplu o lipeai ca lumea, după dezlipeai asta și folia era fixă. Deci știți cum fixă? Perfectă, ca și cum a pus-o un profesionist sau ceva, deci kitul perfect ca să spui folia acasă. Sinceră să fiu, și eu nici nu prea am încredere să mă duc la diverse persoane ca să-mi pună foliile pe telefon, pentru că mi se pare că nu sunt atent și întotdeauna îmi rămân bule de aer. Și prefer să-mi pun eu acasă sau să îmi facă Andrei folia, iar acest kit a ușurat treaba de 10 ori. Bun, hai să trecem la următorul produs. Următorul accesoriu, mi-am luat o baterie externă, tot de la Apple. De ce am dat eu banii pe o baterie externă de la ei, pentru că automat este ceva mai scumpă decât o baterie externă normală. Dar ideea este în felul următor. De-a lungul timpului, de când folosesc eu Apple și asta e de peste 10 ani, am folosit diverse baterii externe. Și de fiecare dată mă enerva pentru că luam bateria externă, o conectam la telefon, îmi mergea o lună, două, trei și după efectiv telefonul nu mi mai recunoștea accesoriul, adică bateria externă. Și după, bineînțeles că am început să mă, nu știu, să mă informez pe Google, am căutat și am răscolit totul ca să aflu că, de fapt, sunt accesorii de la anumite branduri, nu știu să vi le zic, dar sunt accesorii de la alte branduri care nu sunt neapărat compatibile cu Apple și dacă sunt compatibile, sunt compatibile pentru o perioadă foarte scurtă de timp și după efectiv nu le mai recunoaște și nu le mai puteți folosi. Și uite așa, am cheltuit o grămadă de bani, dar o grămadă de bani, pe diverse baterii externe. Și acum, când mi-am luat telefon, am zis, nu mai gata. Investesc banii odată într-o baterie ca lumea, care să fiu 100% sigură că va fi compatibilă cu telefonul și să nu mai am problema aceasta. Și practic am cumpărat bateria externă Apple, care bineînțeles are MagSafe și haideți să vă arăt. Telefonul cu husa MagSafe, bateria externă și efectiv este pe bază de magnet. Iar acum practic mi se încarcă telefonul. E foarte faină, foarte utilă. Bineînțeles, vă îngroașă așa telefonul și pare și mai greu, însă, da, se încarcă foarte ușor așa și puteți să o luați cu voi în cazul în care, eu știu, nu aveți o priză la îndemână și vi se termină bateria. Așa că este tare, tare utilă și, sinceră să fiu, asta este o idee foarte, foarte bună și pentru cadou de Crăciun la cineva, dacă știți că folosește Apple. Continuăm și mergem mai departe și mi-am luat aici și căști. Eu căștile pe care le aveam erau foarte vechi. Erau originale, dar erau foarte vechi. Prima mea pereche de căști cu fir normale am avut-o când aveam iPhone 5, apoi la câțiva ani când apăruse iPhone 7, îmi cumpărasem iPhone 7 nou și atunci se dădeau căștile în cutie cu telefonul, iar acum ținând că când nu mai vin căștile în cutie, am avut nevoie de căști. Și am zis, ok, dacă tot îmi cumpăr căști, hai să-mi cumpăr ceva care este mai recent. Ideea este că eu atunci când m-am hotărât să-mi cumpăr aceste căști, ele fiind AirPods Pro, prima generație, eu nu am realizat că atunci când se va lansa telefonul vor lansa și o pereche de căști noi. Deci eram pe lângă total, știam doar de telefon și cam atât, de restul nu m-a mai interesat. Și mi-am cumpărat prima generație de AirPods Pro. După, mi-a părut puțin rău că nu m-am informat destul îndeajuns de mult ca să-mi cumpăr a doua generație care a apărut acum ultima, pentru că diferența de preț era foarte mică, asta încerc să zic. Și bineînțeles, cele noi au nu știu ce îmbunătățit, cel puțin asta zic ei pe partea de specificații. Dar mi-a părut rău strict pentru faptul că diferența de preț era foarte mică între ele. Dar oricum, sunt foarte mulțumită de ele. Foarte, foarte mulțumită. Cred că o să-mi cadă tot până la urmă. Le-am încercat.
Și cred că testul suprem la aceste căști a fost pe avion. Deci, nu știu, nu există căști mai bune decât cele care sunt făcute cu tipul acesta de sunet audio, cum s-ar zice la tehnologia asta, pentru că habar n-am cum se zice. Deci eu pe partea de specificațiile electronice sunt pe lângă total. Însă, îmi plac foarte, foarte mult, pentru că atunci când le puneam în ureche, ca să ascult muzică, filme și așa mai departe, absolut tot zgomotul din avion rămânea acolo. Nu auzeam nimic. Zici că eram în pustietate undeva și mă uitam la un film, iar sunetul era perfect. Liniște în jur, doar sunetul de la film. Ah, și era atât de relaxant și nu știu dacă aveți ocazie să testați la cineva sau, nu știu, în magazin sau ceva, poate că ar fi o idee bună înainte să le cumpărați, în cazul în care vă plac. Și bineînțeles, ele se încarcă prin wireless. Am aici în cutiuță și cablul. Stați să văd dacă pot să desfac fără să dau pe jos. Cam așa. Însă se potrivește și cablul de la telefon și deocamdată îl folosesc pe acela. Și hai să trecem mai departe. Nu știu unde să mai pun lucrurile pentru că iară am plin în jurul meu. Mai am aici un device. Este de la un brand Lention. Sper că pronunț bine, habar n-am. Și acesta este de fapt un adaptor pentru laptop. Dacă mi-ați văzut cumva haulurile de data trecută de când am fost în America, ați văzut probabil că mi-am cumpărat atunci un adaptor pentru laptop pe gri. Foarte mișto. Am dat o poală de bani atunci pe el. Îl cumpărasem ca să pot să folosesc, stick-uri, să pot să am mai multe ieșiri, ca să pot conecta diversele laptop, dar în principiu și pentru cardul de la cameră. Și eu l-am folosit pe acela foarte, foarte mult și încă l-am, încă funcționează, este perfect. Însă, mă enervează că atunci când mi l-am cumpărat, nu am stat să mă gândesc la detalii de genul. Și în momentul în care îl conectez la laptop, trebuie să-mi dau husa de la laptop jos ca să poată intra cum trebuie adaptorul în laptop. Bineînțeles, atunci când l-am cumpărat eu, nici nu erau prea multe variante pe piață, sinceră să fiu, însă între timp au mai apărut. Și stați așa să vedeți. Mi-am cumpărat unul pe roz. Mi-am cumpărat unul pe roz, care, apropo, a fost mult mai ieftin și îmi place că are acest fir și îl conectez la laptop fără să mai dau husa jos. Pentru că celălalt, stați să încerc eu să vă arăt aici, celălalt avea toate ieșirile acestea, însă avea aici mufele, practic, care intrau în laptop și în momentul în care intrau în laptop, practic era lipit de laptop și trebuia să dau husa jos, iar acum mi-am luat așa cu fir ca să pot să-l conectez la laptop și să am și ieșirile principale sau intrări sau cum vreți voi să ziceți. Am aici pentru două tipuri de carduri și pentru variante de USB. Foarte util, l-am folosit deja, îmi place mult, iar faptul că este roz este un mare, mare plus pentru mine. Și hai să trecem la chestiile astea pentru că mai am aici. Ok. Am plasat și o comandă foarte mare pe Amazon. De pe Amazon am cumpărat, câteva accesorii pentru mine, câteva cadouri și, bineînțeles, și prietenele mele și-au comandat o grămadă de chestii. Dar cumva am comandat toate trei împreună. Ideea este în felul următor. De când mi-am cumpărat laptop atunci când am fost în America cu 3 ani, îmi doream foarte mult o geantă de laptop pe roz. Și n-am găsit. Pe nicăieri. Cel puțin nu una care să-mi placă. Astfel încât am găsit una pe Amazon, foarte mișto. Foarte, foarte faină și vă arăt imediat de ce e mișto. Mai întâi de toate, această gentuță a venit la set cu alte chestii, cu alte accesorii. Le luăm pe rând. Întâi, gentuța îmi place că are aici un buzunar. Iar în buzunarul acesta, cam așa, sunt diferite buzunare aici. Pentru fixuri, dar și buzunare mai mari și unul mai încăpător. Iar înăuntru, stați așa că aici e partea cea mai mișto, să zic așa. Pe lângă faptul că este roz și îmi place foarte mult, înăuntru este gri și are aici un material atât de moale, atât de moale. Exact materialul acela de la pături pufoase, de la halate de baie, deci nu știu, mi se pare
extraordinar materialul acesta, lucru care practic protejează și laptopul să nu se zgârie. În setul care a venit cu această gentuță mai existau câteva chestii. Astea două, și da, zic două pentru că, odată, este un keyboard, este practic o protecție pentru tastatură, din silicon, pe roz, și chestia asta de aici mare nu este de fapt doar folia, ci pur și simplu este un ecran maleabil de protecție. Să-l pun pur și simplu pe ecranul laptopului. Aici am și un șervețel pentru curățare și mai am aici câteva chestii. Aici sunt patru protecții, dacă aș putea spune, pentru piciorușele laptopului, dar nu cele de la laptop, ci mai degrabă cele de la carcasă. Și mai am aici și aceste protecții sunt foarte micuțe, nu știu cât de bine le vedeți voi, unul pe alb și unul pe negru. Practic sunt niște protecții pentru camera web, adică dacă vreți să le lipiți acolo și efectiv să trageți ca să, nu știu, să nu se vadă camera web sau nu uitați voi aprinsă sau ceva, să fie acolo ca o protecție, să fie stinsă întotdeauna. Iar pe lângă acestea, ultimul lucru din set, practic, a fost carcasa pentru laptop. Eu am deja pus pe laptop, deci am aici laptopul, este destul de greu, însă carcasa vine tot într-o nuanță din aceasta plăcută de roz. Este din plastic, este foarte dură, însă aici pe din afară, la atingere, s-ar simți ca un fel de silicon foarte dur. E foarte mișto treaba asta. Pe spate vine așa, pentru aerisire și protecțiile pentru piciorușe, ce vă ziceam mai înainte, e pentru piciorușele astea de aici, de pe colțuri. Este foarte faină, foarte la îndemână, protejează laptopul ca să nu se zgârie. Și, bineînțeles, aveau pe o grămadă de nuanțe, însă eu cu rozul știți că suntem într-o relație foarte, foarte bună, așa că nu ne despărțim una de cealaltă. Bun, hai să mai trecem la următoarele produse, pentru că mai am aici într-o cutie câteva. Am o carte. Am cumpărat o carte. Atât de faină. Deci eu nu credeam că o să găsesc o carte de care să mă îndrăgostesc atât de tare, sincer. Nu este ea foarte groasă și este și de dimensiuni micuțe, însă am citit jumătate din ea și mi-a plăcut atât de mult, atât de mult, și abia aștept să o răsfoiesc și să citesc și cealaltă jumătate. Nu este o carte cu o poveste, să zic așa, ci este o carte despre cum să îți accesorizezi ținutele. Michaela Erlanger, cred, sper să nu pocesc numele, este autoarea, iar această autoare la început scrie două, trei chestii despre povestea ei, cum a început să accesorizeze ținutele vedetelor și cum a ajuns să intre în contact cu vedetele și cum a ajuns să-și facă o carieră din asta. Și după ce povestește ea toate chestiile astea, efectiv încep capitolele cu accesorii și vreau să vă arăt că din când în când mai sunt și imagini de acest tip. Și nu numai că sunt imaginile, stați să văd dacă găsesc una mai reprezentativă, însă sunt și tot felul de tabele cu tips and tricks, ce e bine să faci, ce nu e bine să faci. Uite aici, de exemplu, sunt prezentate patru tipuri de ochelari și efectiv în capitolul acesta se vorbește despre fiecare tip, cum se potrivește unui anumit tip de față, și informația este atât de faină și, nu știu, m-a prins. Chiar m-a prins foarte, foarte tare. Și, deși este în engleză, am putut să o citesc foarte, foarte ușor. Este o carte simplă, ușoară, iar dacă sunteți pasionată de domeniul acesta de fashion, cu siguranță o găsiți și online. Sunt 100% sigură. Mie îmi place foarte mult și chiar îmi bucur tare mult că am de peste ea, așa, întâmplător, pentru că nu îmi căutam neapărat cărți. Hai să trecem mai departe. Tot de pe Amazon am cumpărat un set de magneți. O grămadă de magneți cu chestii reprezentative Americii, scris, artificii, culorile lor reprezentative din steag, ziua independenței și tot felul de chestii. Pe acestea le-am luat ca să am câteva eu acasă ca amintire, dar și să le dau câteva cadou unor persoane din familie. Mai am încă doi magneți aici, dar pe aceștia nu i-am luat de pe Amazon, i-am luat când am fost în excursie.
Am aici un magnet cu Marele Canion pe care l-am luat de acolo și mai am aici tot un magnet, dar este așa de tip clemă, tot de pus pe frigider, doar că scrie pe el Hollywood și este o chestie din aceea cu ca la filme, nici măcar nu știu când se numește, dar când faci dubla 1, dubla 2, dubla 3, când se fac filmările, am luat-o de la Hollywood, de aceea am și preferat să scrie pe ea Hollywood, foarte, foarte faină. De pe Amazon am cumpărat și un set foarte, foarte mare de pixuri din acestea. Practic este stagul Americii pe pixuri și pixurile sunt foarte bune, iar setul a fost foarte mare la un preț foarte convenabil și le-am luat mai mult pentru că am vrut să le dau ca și amintire cunoștințelor, pentru că mi se pare, nu știu, foarte drăguț când pleci așa pe o perioadă mai lungă de timp undeva, să aduci o mică atenție cuiva. Acum, nu vă gândiți că dacă plec o săptămână undeva, cumpăr la tot orașul ceva. Dar ținând cont că am plecat toată vara și că am plecat într-o țară unde practic nu oricine merge din vari motive, am zis să le cumpăr ceva drăguț. Și pe lângă acele stickere, pentru că sunt magnezi, dar mai mult sunt ca niște stickere, am zis să iau și câte un pix din acesta și chiar a fost apreciat gestul și eu mă bucur, pentru că acesta este al meu și îmi place foarte mult cum scrie și îl folosesc. Tot de pe Amazon mi-am luat un card holder. Este micuț, este roz, are multe încăperi. Teoretic acesta ar fi buzunărașul pentru cartea de identitate, doar că știți că la noi buletinul este imens. Nu se mai modifică odată să se facă micuț, încă aștept ziua aceea, dar probabil o să mai așteptăm mult și bine. Însă mai are un spațiu și aici, iar aici are mai multe. Unul mare aici și trei pentru carduri aici în față. Mi se pare foarte, foarte fain, materialul e foarte fain, a fost și foarte ieftin. I-am cumpărat și lui Andrei pe negru și el se bucură de acest card holder și eu. Tot de pe Amazon și în direcția aceasta mi-am luat și acest passport holder. Este practic, nici nu știu cum să-i spun, pentru că nu este portofel, ci pur și simplu este o mapă sau, nu știu, să îți ții pașaportul efectiv atunci când călătorești. Este pe bază de magnet, de se închide, de aceea are și acest avion aici și el arată cam așa când se deschide. Practic, aici îți poți pune un pix, iar aici ai două compartimente, de fapt nu două, este doar unul, în care îți pui pașaportul. Aici îți pui buletinul sau dacă ai o altă carte de identitate sau, uite, de exemplu, în America există SSN-ul, Social Security Number. Practic, acel act este ca un fel de CNP la noi în România. Este un cod pe acel document și trebuie să-l ai tot timpul la tine. Deci două spații din acestea cu o folie transparentă ca să se vadă datele. Aici mai multe compartimente pentru carduri, aici pentru carduri carduri sau cartele SIM și aici încă un spațiu mai mare. Mi se pare foarte, foarte util și această mapă sau portofel sau cum vreți voi să-i spuneți este special conceput pentru cei care călătoresc ca să le încapă tot strictul necesar și de aceea mi l-am luat și eu și am luat și lui Andrei pe negru ca să avem așa amândoi atunci când călătorim undeva. Mi s-au părut tare, tare simpatice, tare drăguțe și este o idee bună și de făcut cadou, de ce nu? Și am ajuns la ultimul lucru. Stai să dau cutia asta la o parte. Am ajuns la ultimul lucru care este așa un picuț mai mare. Este într-o cutie albastră, foarte faină ambalată. Bineînțeles că a fost și o fundiță cândva aici, dar cineva a desfăcut-o. Și înăuntru am un suvenir. Este un suvenir luat de la Marele Canion. Mi-a plăcut foarte mult și atât de frică mi-a fost pe bagaj, pe drum cu el, pentru că este ceva dintr-o sticlă, ceva, este, nu știu, dacă ar fi să zicem în român, ar fi ca un fel de bibelou ceva, dar este foarte interesant și el se învârte așa. Deci partea aceasta, cubul acesta de sus, din sticlă, se învârte. Ideea este că acest cub, pe fiecare interfață, are câte o poză diferită cu Marele Canion și nu știu cât de bine vedeți voi acolo, pe cameră, dar sunt imagini diferite și sunt atât de faine, nu știu, cel puțin cum am trăit acest moment,
sau mă rog, acel moment și cum am fost acolo prezente la Marele Canion, faptul că am găsit o chestie așa foarte faină să-mi iau și acasă și când o văd să mă gândesc la toate amintirile pe care le-am avut în acea zi la Marele Canion, nu știu, e drăguț, îmi creează un sentiment foarte, foarte fain. Și acestea au fost toate chestiile pe care le-am cumpărat eu așa pe partea de device-uri, Amazon și ce-am mai cumpărat prin călătorie. Foarte multe chestii nu sunt, sau cel puțin au fost, dar foarte multe au fost și cadouri. Astea sunt strict lucrurile pe care le-am cumpărat pentru mine. Sunt foarte fericită și mândră că am cumpărat doar strictul necesar, adică lucruri de care aveam nevoie sau lucruri pe care mi le doream foarte, foarte mult. Așa că, da, vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip și sper că v-a făcut plăcere să vedeți sau că vă place să vă uitați la genul acesta de videoclipuri cu hauluri. Am să fac cât de des posibil. Va veni și cel cu fashion în curând, cu toate accesoriile, hainele și încălțămintea pe care am cumpărat-o de acolo. Și, da, nu rămâne decât să ne vedem data viitoare cu un nou videoclip, adică în fiecare joi și duminică de la ora 19 aici pe canalul de YouTube. V-am pupat! Pa!